Bună ziua! Domnule președinte, la ședința de astăzi, dintr-un număr de 18 consilieri în funcție, sunt prezenți 17. Pe domnul viceprimar nu îl văd pe listă. Dacă domnul viceprimar nu este prezent, atunci sunt prezenți doar 16 consilieri. Ședința este statutară, astfel că lucrările pot începe. Mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc. Ne-am adunat astăzi în ședință extraordinară din dispoziția numărul 186 din data de 1-3-2022. Avem pe ordinea de zi două proiecte. Aș dori să supun atenție și votului ordinea de zi. Cine este pentru? Vreau să ridicați mâinile să... Îmi cer scuze că țin puțin că nu vă văd, sunt singur și... Din cei prezenți, unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Domnule președinte, mă auziți? Da. Vreau să se consemneze că doresc să mă abțin de la dezbatere și vot la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Și eu mă abțin la punctul 1 de pe ordinea de zi. La punctul 1? Da. Și doamna Șandru la punctul 2. Secretariatul să o semneze. Mulțumesc. Altcineva mai dorește? Dacă nu, trec la primul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii Consiliului Local numărul 15 din 24-2-2022. Prezinte inițiator primar Dorin Nicolae. Da? Prezinte inițiator primar Dorin Nicolae Rușican. Raport de specialitate Direcție Economică, aviz Comisia de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă cineva dorește să ia cuvântul pe baza acestui proiect, dacă nu dorește nimeni, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Vezi că nu te mai auzi. M-a auzit acum? Da, s-aude. Bun. S-aude, Sandru. Mulțumesc mult. Cine este împotrivă? Abțineri? La acest proiect, doamna Finica, parcă s-a abținut. În rest, tot s-au fost pentru. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2022 și a listei de investiții aferentă. Prezinte inițiator primar Dorin Nicolae Lojigan, raport de specialitate Direcție Economică, aviz Comisia de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Dacă cineva dorește să ia cuvântul pe baza acestui proiect, aș vrea să vă atrag de faptul că a intrat și domnul viceprimar în videoconferință. Vă mulțumesc. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Bun. Cine este împotrivă? Abțineri? Împreună, deși doamna Frica... Da. Se abține, bun. Deci o abține la doamna Finica, nu a participat la dezbatere și vot doamna Șandru, în rest a fost votul pentru, niciun vot împotrivă. Vă mulțumesc, fiind epuizat ordinea de zi, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. La revedere.